Îmi iubesc soția din toată inima. Ea este cea mai pură femeie de pe această planetă. Foarte frumoasă să moară. Am îndrăgostit de ea încă din prima secundă, din poză. A doua zile, am văzut și am cerut pentru o soție. După două săptămâni am devenit soț și soție. Isabela, te iubesc din toată inima, pentru că te iubesc de prima dată când am întâlnit. Nu voi divorța niciodată în viața mea cu tine, Pilot Rally a declarat pentru The Stars Antena, după ce vestea despre divorțul său a fost vehiculată la presă. Apoi, el a explicat și motivele pentru care a folosit această mișcare. El vrea să atragă atenția, are o imagine mai mare, astfel încât sponsorii de la Riles sunt și mai vizibili. Fac toate aceste trucuri pentru a vedea sponsori la televizor. Life, vă spun acum că totul este ceva geniu. Oamenii mă văd la televizor, jurnaliști care mă caută, TV care mă caută și sponsorii mei sunt văzuți. De aceea mă dau bani pentru reclamă, a spus Daniel Onori, potrivit lui Spinus. Vezi galeria foto ca o fotografie a unei poze de o cincime. Mesajul lui Daniel Onoriu în care a anunțat divorțul. În noaptea de 19 august, pe Facebook, Daniel Onoriu a anunțat divorțul lui Isabela. Am divorțat de frumoasa Isabela, soția mea de aproape 6 ani. Voi specifica totul, am întâlnit pe Facebook, pentru că am văzut fotografia, am îndrăgostit de el, recomandări pentru anunțul oficial al autorității rusești după o explozie auto în care se află fiica lui Dubin. Am întrebat în a doua zi a soției sale și mai mult de două săptămâni a devenit soția mea în statut civil. A lungul anilor am alergat în multe țări. Călătorii extraordinare și mai multe țări de extoză, Zanzibar, Turcia de 6 luni de aproximativ 8 ori, Egipt de 3 ori, Olanda, Austria, Dubai de 2 ori, Abu Dhabi etc. Casa mea este pe numele lui, banii sunt pe card. Sunt romantic, vă voi oferi două exemple. Mă duc la o fată într-o noapte care vinde flori și ia un buchet bun și îi spun să vadă terasa ceea ce stăm și să vină la masa unde dă florile. În Egipt am luat un lanț destul de mare, de fapt 3, dar unul mare, și am cerut un recepționer care să mă urmeze și am răsplătit cu titlul, hotelul nostru etc. Oferim premii lunare celor mai frumoase femei din stațiune. Cu toate acestea, această femeie nu apreciază nimic. El m-a lăsat singur în acea țară, călătoream singur. Astăzi a dat ca o când a spus că nu a venit cu mine. Știa foarte bine că această rasă înseamnă totul pentru mine. La revedere, Isabela, te iubesc de la primul ce.